Privește reglementarea în domeniul recuperărilor de debite. Cred că foarte mulți dintre noi am avut la un moment dat de a face cu firme, cu societăți care aveau de recuperat creanțe pe care societățile respective la rândul lor le cumpăraseră de la principalii noștri creditori. Am observat că există un vid legislativ din acest punct de vedere, adică aceste societăți de recuperare creanțe nu au o legislație care să le așeze foarte bine activitatea. De aici și senzația debitorilor, a noastră a tuturor, că suntem hărțuiți, fie cu telefoane, fie cu amenințări, fie se încearcă să se prezinte altfel de naturat situația reală a debitelor și de asemenea nu există o reglementare clară cât de mult au voie să își pună dobânzi sau cheltuieli de recuperare a acestor debite. Tocmai asta este scopul proiectului nostru de lege, să reglăm această piață de recuperare, să oferim o siguranță cetățenilor că în cazul în care ajung cu un debit pe care nu pot să-l plătească și ajung să fie recuperat, să fie recuperat debitul, să nu fie împovărat cu dobânzi și cu cheltuieli nejustificate și să fie tratat într-un mod corect și...